Aici e doar o mică parte din victimele represiunilor politice din Moldova, care sunt mii, zeci de mii. Persoane nevinovate pe care puterea sovietică le considera periculoase în calea creierii omului nou. S-ar putea ca și voi, în familiile voastre, să aveți istorii de acest fel. Unii le cunoașteți în detaliu, alții doar pe dibuite. Știți unde se află dosarele lor? Ce scrie în sentințele de condamnare? În dezbaterea Adevărul meu, adevărul lor, dosarele KGB și scheletele din dulap, ultima dezbatere din cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor, vom încerca să vedem dacă mai are rost să răscolim trecutul, să reluăm tema lustrației sau curățirea societății de foștii securiști și funcționari care au comis abuzuri față de cetățenii nevinovați. Îi vom avea invitați pe istoricul de la Chișinău, Igor Cașu, pe jurnalista Europei Libere de la București, Andrei Apora, pe fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, în prezent stabilit în această țară baltică, dar și pe istoricul de la Tallinn, Mellis Sauiauk, angajat al Institutului Memoriei Istorice. Marți, 30 martie, ora 18, pe site-ul moldova.europalibera.org. Sau pe pagina de Facebook Europa Libera în Moldova. Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Valentina Basiu și vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a participa la ultima dezbatere din această serie a proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Tema dezbaterii de astăzi este adevărul meu, adevărul lor, dosarele KGB și schelete din dulap. Vom încerca să aflăm ce s-a ales din arhiva fostei securități și cum se face că după 3 decenii de la destrămarea Uniunii Sovietice, multe documente rămân la secretul de stat. În Republica Moldova nu a avut loc o lustrație. De fapt, dacă ne-am uitat în istoria recentă, vom constata că nici nu au existat prea multe inițiative. Motivul cel mai des invocat fiind lipsa dosarelor de urmărire, filaj sau supraveghere ale fostelor securități și miliții comuniste. S-a spus că acestea fie au fost distruse prin ardere chiar în curtea securității, fie au fost duse la Moscova sau Tiraspol. La 30 de ani de independență, dacă tot nu a fost inițiat acest proces, mai are rost de a discuta despre o lustrație, de a deschide această cutie a Pandorei? Mai ales că în toate țările din regiune, din Europa de Est, lustrația a provocat decepții în reprezentanți ai elitelor, fie că vorbim de elite culturale sau politice, dar și multiple controverse politice din partea politicienilor. În studioul de la Chișinău, alături de mine, este istoricul Igor Cașu, vicepreședinte al Comisiei pentru Studiere și Aprecierea Regimului Totalitar Comunist, instituită de ex-președintele interimar Mihai Ghimpu. Domnule Cașu, bine ați venit! Bună ziua! Alături de noi este jurnalista Europei Libere de la București, Andrei Apora, care s-a ocupat îndeaproape de subiectele puse astăzi în discuție. Doamna Pora, vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi la această discuție. Mulțumesc pentru invitație. Vă prezint și pe invitații noștri de la Tallinn, care se află la Muzeul Ocupațiilor și Libertății Vabamu, Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova în Estonia, în prezent stabilit în această țară baltică, consultant și expert în mai multe proiecte internaționale, lector invitat în relații internaționale la Taltech, și Mellis Sauiauk, cercetător al Institutului Memoriei Istorice din Estonia. Pentru început însă vă vom prezenta un film despre accesul la dosare în Republica Moldova, unde cele mai multe adresări vizează reabilitarea rudelor, un proces care nu s-a încheiat nici la 30 de ani de la declararea independenței. Muzica.
documentul, gata, mai mult nu-i nimic. Iată ce-a rămas din urmele tatălui meu aici, în arhive și în sat și în data. Documentul ăsta a fost pentru sufletul meu, care a căpătat oarecare liniștire în acest proces de căutare a dreptății. Acum mă simt împlinit, dar știți, eu era bine dacă asta eu arătam tatălui, rudelor, satului care îl știe eu pe vremurile cele, că el nu-i un infractor. După decesul dumnealui, eu m-am gândit că, deoarece s-au pornit procesele de reabilitare a celor represați, m-am gândit că ar fi bine să fac și eu procedeul acesta. S-a primit așa ca un joc în ping-pong, în fotbal. Ministerul de Interne m-a îndreptat la procuratură. Procuratura spunea că dosarele sunt la Ministerul de Interne. Pe tema aceasta, eu am o corespondență destul de voluminoasă. Ca cetățean, mă durea sufletul că așa organe serioasă și așa neserios să atârnă față de cerințele cetățenilor, cerințe legale, care ei trebuiau de mult la toți cei deportați să revadă dosarele, să-i reabiliteze, dar pentru mine asta a fost o luptă, dar eu m-am liniștit sufletește că am făcut, cum să zic, ce trebuie să fac ficiorul. Astea care trebuie poate să facă mult mai de mult. Dar în 92 nu m-au ieșit documentul. A tatălui dosare merg pe secret, sovârșenul secret, secret de stat și aceste dosare au fost desecretizate mult mai târziu. Procuratura Generală conștientizează cât este de important pentru o persoană de a primi acel certificat de reabilitare. Examinăm petițiile într-un termen foarte restrâns, nu 3 luni, dar până la 3 săptămâni, chiar câteodată și în 3 zile. Ieșind din informația care mi s-a spus mie, sunt foarte multe care încă urmează a fi reabilitate. Va dura atâta timp cât o să fie victime și noi suntem obligați să intervenim prin atribuțiile date de lege, atât acei vii care se adresează, cât și acele dosare care sunt expediate în adresa noastră de la SIS pentru a fi reabilitate și alte victime care au fost din diverse motive represate ilegal. Cu păreri de rău, vorbim despre un formalism excesiv din partea autorităților care asigură protecția acestor dosare. Eu consider că ar trebui să existe un ghișeu unic, astfel încât persoanele se adreseze doar la o singură adresă. Mă gândeam eu că la mormântul lui se pune acolo o mică placă, să scriu că iată, reabilitat, încutare, nu știu, ar fi bine sau nu ar fi bine, dar acolo, în cimitirul ăla, cred că stau mulți ca dânsul. Deci noi avem o problemă. Avem o problemă cu negarea. Deci autoritățile, chiar și victimele de multe ori, încearcă să nege ce aici s-a întâmplat în perioada respectivă. Deci societatea nu vede în asta o problemă în general. Dacă nu vede o problemă în general, ea nu vede necesitatea lustrației. În momentul în care problema deportărilor și violările grave a drepturilor omului în perioada Uniunii Sovietice va crește în agenda publică, în conștiința oamenilor, oamenii vor da următoarea întrebare. Ce este mai departe? Ce facem mai departe? Ce facem cu cei care i-au agresat? Domnule Cașu, din discuția cu domnul Guțu, din filmul recent urmărit,
cumva s-a creat senzația că în dulapul multor cetățeni moldoveni există schelete ale trecutului. Unii, precum domnul Guțu, au încercat să lămurească acest episod. Cât timp mai sunt în viață? Domnul Guțu spunea că a ieșit la pensie, că are mai mult timp liber și că s-a gândit ca plecând din lumea aceasta să nu o părăsească cu această necunoscută. Pe de altă parte, există o categorie de oameni care preferă să nu răscolească trecutul, deși poate că au avut de suferit de pe urma regimului comunist. Acum, dumneavoastră, ar trebui să ne spuneți care predomină în societatea moldovenească. Eu știu cazuri din a doua categorie și m-am mirat că vin chiar din cercul intelectualilor, așa, unui profesor universitar chiar, care nu au vrut să acceseze dosarul personal din simplu motiv că acesta ar provoca anumit disconfort, ar scoate la iveală anumiți colegi, prieteni care ar fi putut turna. Da? Deci este, de multe ori, deci este o alegere conștientă, dar pentru mine rămâne totuși foarte greu de explicat atunci când aceste atitudini vin chiar din partea intelectualelor, nu din cei care, mă rog, poate sunt ocupați de zi cu munca fizică, n-au timp, da, se află la distanță de Chișinău și așa mai departe, nu însemna un efort să vină aici și așa mai departe. Deci asta mi se pare mai îngrijorător. Deci cei care intelectualii sunt cei poate care... Poate n-au timp așa cum intelectualii sunt, nu, sunt comozi. Deci sunt fricoși și acum, dacă vreți să afli ce aici s-a întâmplat cu ei, da? Asta este mai neliniștitor, mai greu de explicat, în condițiile în care intelectualii au prin funcția lor socială, deci scopul de a păstra memoria colectivă și a lor proprie, individuală, a familiei, dar și cea colectivă. Deseori s-a invocat faptul că depozitele speciale de stat, cele de la SIS și MAI, care păstrează cea mai mare parte a dosarelor fostei poliții politice comuniste, nu ar fi prea deschise publicului larg. Dumneavoastră, ce le-ați recomanda acestor oameni? Sunt aceste arhive speciale astăzi mai prietenoase, cumva cetățeanului obișnuit, decât în urmă cu un deceniu, când Comisia de Istorici a deschis pentru prima dată uși cu lacăte ferecate? Ce este interesant, să pornim de la acest lucru, există o bază legală privind accesul la dosarele comunismului, deci și referitor la cei deportați, dosare care se păstrează în special la Ministerul de Interne, sau cei care au fost arestați, executați, da, după război sau în 40-41, dosare care se află, sau colaboraționiști, așa numiți colaboraționiști din perioada celui de-al doilea război mondial, așa, care se păstrează la arhiva SIS-ului, deci fostul KGB, deci avem aceste două depozite separate. Deci este o lege din 1992 privind reabilitarea persoanelor victime ale regimului comunist, care nu s-a schimbat întreaga perioadă, da, deci până astăzi, da? Dar la nivelul aplicării a depins foarte mult de guvernarea care a venit la putere. Așa? Deci avem anii 90 până în 94-95, au avut acces cercetătorii, cetățenii care știau despre această posibilitate. Și avem un hiatus, dacă vreți, o perioadă de aproape un deceniu jumătate, din 1995 până în 2009, când practic arhiva KGB-ului a fost închisă și pentru cercetători și pentru cetățenii de rând. Așa, și ceea ce am făcut noi în 2009, de fapt, a fost o voință politică de a lăsa ca legea din 1992 să funcționeze. Dosare considerate politice astăzi se păstrează la SIS și MAI, ambele instituții militarizate, unde nu toată lumea are acces așa din prima, precum și la Arhiva Națională și judecătorii, de data asta instituții civile. Nu se cunoaște însă volumul acestor dosare. Pentru un istoric, astăzi este clar tabloul, ce și unde se află. Iată, când căutați o informație, știți unde să o căutați,
și obțineți rezultat în demersul dumneavoastră? Deci noi ca cercetători avem, dacă vreți, suntem puși în condiții egale cu cetățeanul de rând atunci când căutăm un dosar sau altul, dacă este vorba de o victimă a regimului comunist. Trebuie să facem cereri, cu alte cuvinte, la trei instituții, la SIS, la Ministerul de Interne și la Arhiva Națională, pentru că acolo s-au transferat din 2010 încoace, s-au transferat, am înțeles că în jur de 25.000 de dosare de la SIS și de la Ministerul de Interne. Deci avem nevoie de a trimite adrese la cele trei instituții. Același lucru trebuie să o facă și un cetățean de rând care vrea să afle despre trecutul bunicului, bunicii și așa mai departe. Aș vrea să trecem la Tallinn și să-l întrebăm pe domnul Melis Sauia care este experiența țării dumneavoastră în ce privește deschiderea arhivei KGB și fostei arhive KGB și a internelor. Cum obține acces la dosar o victimă a represiunilor politice, un istoric? Vă rog să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Yes, thank you for inviting me. Vă mulțumesc pentru invitație. De fapt, noi avem o istorie destul de lungă în acest domeniu. Deja în anul 1993 a fost adoptată o decizie de către guvernul din Estonia, precum că toate materialele care erau păstrate de KGB, cele care au ajuns în Estonia, trebuiau să fie transferate în Arhiva Națională Estonien. Și o altă decizie foarte importantă care a fost adoptată de către autoritățile din Estonia este că statul estonian nu încerca să apere secretul din perioada sovietică, ceea ce înseamnă că aceste materiale nu erau considerate în calitate de secret de stat al Estoniei. Din acest motiv nu există această problemă de desecretizare. De atunci, de la începutul anilor 90, mijlocul anilor 90, aceste materiale au fost transferate spre Arhiva Națională, gradual, treptat. Și nu cred că aceste dosare ar putea să fie transferate de la arhivă spre alte instituții. Și motivele sunt absolut aceleași. Și aceste materiale pot fi divulgate, pot fi prezentate conform anumitor cerințe. Cerințele sunt la fel ca și pentru celelalte materiale. Deci eu nu vorbesc despre dosarele personale ale persoanelor care au fost arestate, deportate, ori ale victimelor represiunilor, ci vorbesc despre toate informațiile care erau păstrate de către KGB-ul din Estonia. Și procesul de divulgare și de desecretizare a dosarelor păstrate de către KGB depinde de situația din fiecare țară. Fiecare țară are anumite prevederi juridice în acest sens. În Estonia, procedura a fost următoarea. Majoritatea materialelor vis-a-vis de sau despre victimele represiunilor, și de fapt vorbim despre represiunile care au fost avut loc în perioada anilor 40-50, deci acele materiale erau păstrate în Estonia, pe când materialele noi erau transferate la o distanță mare de Estonia. Nu erau păstrate în Estonia. Și probabil, în acest sens, deci a fost mult mai ușor pentru autoritățile estoniene să adopte o decizie cu privire la desecretizarea acestor materiale și a permite accesul acestei materiale. Dar desigur că pentru aceasta este nevoie de voință politică și de fapt aceasta și este motivul și baza pentru toate. Deci că să existe voința politică și de semnă să fie o posibilitate. Adică trebuie să se accepte un compromis. Deci atunci când vorbim de aceste regiuni, de aceste teritorii foste state ale Uniunii Sovietice. Acum, care este situația, care este evoluția la moment, în prezent? Deci accesul la materialele Arhivei Naționale este în careva măsură mai restricționată, mai limitată, în conformitate cu regulamentele europene. Și aceasta vizează un număr mai limitat de materiale. Și în special ținem mai mult de anumite materiale și date mai cu caracter mai sensibil, adică cele care sunt prevăzute conform legislației din Estonia și a regulamentelor europene. Dar dacă să vorbesc din punct de vedere practic, pentru un cercetător nu există vreo problemă de a avea acces la aceste materiale, în cazul în care există necesitate pentru a avea acces la aceste materiale. Deci, de punct de vedere unui cercetător și de punct de vedere a unui savant, noi nu avem astfel de probleme. Dar ce se întâmplă în cazul în care, de exemplu, o victimă a comunismului sau un cercetător
dorește să studieze anumite dosare care nu se află în Estonia. Spuneați că nu totul s-a păstrat în Estonia, multe au fost duse departe. Unde apelați ca să ajungeți la acele arhive? De regulă, dosarele celor persoane care au fost supuse represiunilor sunt păstrate în Estonia, preponderent. Majoritatea covârșitoare acestor dosare a fost transferate în Estonia. Dar în cazul în care apare o astfel de caz, ceea ce apare foarte rar, de exemplu, dacă un dosar de investigare este păstrat într-o altă regiune, ori este departe, într-o altă localitate, stat, atunci o modalitate de a avea acces la aceste materiale este să adresăm o petiție, o cerere în adresa acelei instituții din Federația Rusă, care este acum responsabilă de a administra aceste dosare a fostului KGB pentru a avea acces la cele materiale care nu sunt la noi păstrate. Dar iarăși, situația depinde foarte mult de persoana vizată și de asemenea de caz. De acest motiv, probabil nu aș putea să vă ofer niște comentarii mai detaliate, că nu am o astfel de informație, dar cazurile de acest gen sunt mai rare. Doamna Pora, eu v-aș ruga să ne spuneți care este modalitatea de a consulta propriul dosar în România sau dosarul rudelor. Putem spune astăzi că CNSAS, Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a preluat toate dosarele fostei securități? Bună ziua! Deci trebuie poate început prin a spune că procesul deconspirării securității a început foarte târziu în România, în 1999, și practic a fost preț de câțiva ani buni complet ineficient din cauza că arhivele fostei securități nu fuseseră predate. De fapt, în mod efectiv, deconspirarea a început în România în anul 2005, când a început și predarea masivă a arhivelor. Această predare continuă și în ziua de azi. În momentul de față, România are una dintre cele mai mari arhive din Europa, raportat a treia, cea mai mare arhivă, sigur, raportat la populație. Acum, în ceea ce privește accesul, lucrurile sunt cumva simple. Toată arhiva este teoretic centralizată într-un singur loc. O persoană poate să facă o cerere și va primi un răspuns dacă dosarul, numele respectiv se află sau nu se află în arhivă. Cercetătorii tot așa își fixează o temă de cercetare, numai că această temă și această cercetare trebuie aprobată de colegiul CNSAS, care este un colegiu numit politic. Deci aici pot interveni diverse interese pentru a bloca, să zic, un subiect de cercetare sau, din contră, pentru a-i da undă verde. Procesul a fost foarte greoi și poate cea mai mare problemă până în ziua de astăzi este faptul că nu au fost predate în totalitate arhivele de la fosta direcție de informații, de la DIE, de la fosta direcție de informații externe, inclusiv dosarele armatei. Acestea au fost date cu țârâita, efectiv, așa încât multă lume, deci sunt cazuri notorii de oameni care știau că au fost urmăriți de securitate, pur și simplu nu s-au regăsit în dosarele existente în arhivă, ori pentru că acele dosare au fost făcute dispărute de securitate în primele momente ale Revoluției. Să nu uităm că în 1990 s-au ars masiv dosare, s-a dat un ordin ca anumite dosare să fie tocate, deci multe pur și simplu s-au transformat în scrum sau volatilizat. Dar, în general, sigur, nu se poate nega totuși că
de conspirarea și subiectul fostei securități nu interesează publicul românesc. Sigur că trebuie spus că acest interes a diminuat de fapt de la an la an, că există mult și CNSAS-ul face o treabă foarte bună din punctul acesta de vedere, adică pe site-ul instituției sunt publicate toate deciziile definitive ale instanțelor, sunt publicate numele de fapt informatorilor, foștilor lucrători ai securității, ofițerilor de securitate, deci publicul cumva are de unde a se informa. Dar lipsa de entuziasm, să zic așa, față de problema fostei securități, mai are un motiv destul de solid. Și anume că această deconspirare nu duce de fapt nicăieri. Sigur, fiecare persoană se poate împăca sau nu cu trecutul său, cu trecutul familiei, dar lucrurile se opresc aici. Poate afla un adevăr, dar mai departe nu se întâmplă nimic, pentru că acești foști turnători, care sunt cu zecile de mii, să ne înțelegem, și foști lucrători ai securității, rămân bine mersi în funcțiile pe care le ocupă, ba mai mult pot candida să devină parlamentari sau consilieri locali, primari și așa mai departe, pentru că legea nu prevede, să-i zic așa cu ghilimele, o lustrație efectivă acestor oameni care au colaborat cu securitate. Rămânând cumva în registru acesta al distrugerii de dosare, dumneavoastră, puteți să ne spuneți, în general, cei care ajung să cerceteze dosarele CNSAS-ului conștientizează care sunt golurile rămase în urma distrugerii de dosare? Și tot aici aș vrea să vă întreb dacă cunoașteți cine ar fi avut interes mai mare ca aceste dosare să fie distruse? Păi, în primul rând, securitatea. Deci, așa cum am spus mai devreme, primele distrugeri s-au făcut în 1990. Pentru cei care nu își aduc aminte sau nu știu, să ne amintim de faimoasa groapă de la Berevoiești, da? E unde vorba de ofițeri de rang înalt, așa înțeleg. De ofițeri de rang înalt și de dosare de urmărire informativă. Pentru că în acea celebră groapă săpată într-o pădure undeva în județul Argeș, au fost găsite, chiar și eu am fost acolo ca să, împreună cu alți colegi din presă, da? Deci am găsit acolo dosare ale intelectualilor și dizidenților din perioada comunistă, care fusese arse. Deci ei au avut, în primul rând, au avut interesul să ascundă cât mai mult din metodele securității. Și este lesne de înțeles, pentru că uitându-ne acum, sigur, avem distanța necesară. Vedem că foști securiști, foști nomenclaturiști din eșalonul 2, practic au acaparat în acești 30 de ani și în special în perioada de început puterea politică și puterea financiară. Adică securiștii și foștii colaboratori ai securității, ei sunt printre noi, sunt oameni cu bani, sunt oameni cu putere, sunt oameni cu poziții. Și așa se explică foarte multe. Legat de distrugerea dosarelor fostei securități, vă invit să urmărim un rezumat al interviului cu fostul director interimar al Serviciului de Informații și Securitate, Valentin Dediu, fost ofițer al KGB din Moldova, într-un interviu realizat de colega mea, Valentina Ursu. Avea dreptate fostul președinte Lucinski când zicea că dacă ar fi fost adoptată legea lustrației, Moldova ar fi rămas fără intelectuali? Poate nu
chiar complet fără intelectual, dar o parte din intelectual ar putea să sufere atunci. Dar sunt trei versiuni. Eu am reținut chiar de la mai mulți foști angajați ai Serviciului de Securitate, Informație și Securitate, că o parte din dosare ar fi arsă aici la Chișinău, că o parte ar fi fost dusă la Tiraspol, că altă parte ar putea fi ajuns și la Moscova. Este adevărat? Care variantă e mai adevărată? E greu să confirm care mai adevărată este, dar toate au dreptul la existență. Eu tot cunosc din comunicarea cu ofițerii noștri, cu veteranii noștri. Da, deci confirm că dosarele au fost deplasate în Tiraspol, referindu-le la aceea că au fost arse anumite dosare. Știu că niște ofițeri mai experimentați, care țineau mult la sursele lor operative și asta este practic în sângele lucrătorului operativ, să nu divulge sursa operativă sa. El este obligat și moralicește și după lege să nu divulge sursa. Deci au fost mai șmecheri și unele dosare nu au fost puse în saci, dar au fost păstrate și ulterior nimicite. Mi-au mai transmis ofițerii că o parte din dosare au fost nimicite chiar pe drum spre Tiraspol. Știu bine că până în 2001-2002 aceste dosare încă erau la Tiraspol. În Tiraspol veneau ofițeri de la arhiva KGB-ului sau a FSB-ului din Federația Rusă și lucrau cu aceste materiale. Deci, ce căutau ei acolo, s-ar pune întrebarea. Evident că erau instrumente de șantaj, fiindcă o parte din materiale de acolo se refereau la unii demnitari de stat sau unii deputați sau oameni care aveau funcții careva în stat și care puteau fi și șantajați ca să iei anumite decizii cu referire la politica față de Federația Rusă, la politica față de Transnistria. Valentin Dediu, într-un interviu oferit în ajun colegii mele Valentina Ursu. Întregul interviu îl puteți urmări pe site-ul europalibera.org. Domnule Sauiac, a fost greu să securițe societatea estonă de foștii securiști și colaboratori? A avut cumva elita politică și culturală provocări similare de cele descrise de Valentin Dediu? Evident că nu este ușoară această situație în general și cu privire la Estonia, eu aș spune că se aud exact aceleași voci și aceleași zvonuri, că dacă ar fi o posibilitate de a dezvălui foști agenți KGB, asta ar fi fost o mare problemă pentru dezvoltarea societății per ansamblu. Eu aș spune invers, că dacă nu facem aceste dezvăluiri, exact aceleași probleme vor reveni, se vor repeta pe parcursul anilor. Această problemă pur și simplu se va perpetua și în cazul Estoniei. Nu prea avem posibilități care ne-ar permite să aducem la lumină toți acești foști colaboraționiști, agenții KGB-ului, angajații acestor servicii. De ce? Pur și simplu deoarece noi nu avem toate elementele tabloului. Nu avem la îndemână toate materialele fostului KGB. Noi, practic, a trebuit să căutăm și alte căi pentru soluționarea acestei probleme. Și un modus operandi în această privință a fost acea lege adoptată în 1995 în Estonia, potrivit căreia toți foștii ofițeri KGB, foștii colaboraționiști ai KGB-ului, le s-au oferit o șansă în condiții de confidențialitate să se prezinte la autoritățile statului și să confeseze, să dezvăluie faptul că au colaborat cu KGB-ul. Și în acest caz,
această colaborare ar fi păstrată ca un secret de stat în Estonia. Și dacă vorbim despre posibilitățile de a aplica lustrația, trebuie să ne gândim la fiecare țară în parte care are un context specific al său. Înțeleg corect, o bună parte din dosarele foste securități pur și simplu fizic nu există la Tallinn și cum se spune, dacă nu există dosare, nu există și problemă. Cam așa e, da? We don't have case files, but... Da, noi nu avem la îndemână dosarele. Nu le avem. Dar în Estonia avem materiale adiționale și anume mărturiile, confesiunile foștilor ofițeri KGB și a foștilor colaboratori. Și din câte înțeleg eu, aici nu este vorba doar de chestiunea de a dezvălui materialele KGB-ului, dar aici este vorba de un tablou mai complex. În primul rând este vorba de chestiunea de securitate națională, este vorba de chestiunile legate de justiție. Și iată, în acest context, anume acea lege din 1995 pe care am menționat-o mai sus, a permis această politică nouă și această politică de a dezvălui colaborările a fost una de succes. We have to admit that we don't have... Noi recunoaștem faptul că tabloul pe care îl avem este unul parțial, deoarece noi nu avem la îndemână materialele în întregime, dar noi ne axăm pe ceea ce avem la dispoziție, pe ceea ce avem la îndemână. But of course, evident că depinde de fapt cine o spune. Cine spune că nu este bine să fie deschise publicului larg materialele KGB-ului? Deoarece eu aș intui că și printre foștii colaboratori ai KGB-ului tot au fost persoane care se considerau a fi patrioții țării. Și în general, eu cred că ei ar prefera și în prezent să se mențină la putere și să menține controlul asupra informației deținute. Mulțumesc! Acum aș avea o întrebare pentru domnul Guzun. Domnule Guzun, știm că ați pregătit un material video pentru această dezbatere, dar înainte de a-l viziona, vă rugăm să faceți o paralelă în felul în care se raportează balticii și moldovenii la trecutul comunist, mai ales că cunoașteți bine ambele popoare sau popoare din cele trei țări baltice plus Moldova și mentalitățile de aici și de acolo. Probabil o deosebire elementară dintre situația din Estonia și cea din Republica Moldova este că, să pornim de la bun început, în timpul ocupației sovietice, o parte foarte mare sau foarte mulți cetățeni din Estonia, de fapt întreaga societate, s-a gândit la acel moment când societatea estoniană va deveni una liberă și întrebarea elementară în acel moment era ce se va întâmpla cu noi în acel moment, ce va rămâne din istoria noastră, ce va rămâne din limba noastră, ce va rămâne din istoria noastră comună și, de fapt, aceasta este o fel de linie roșie, dacă doriți, prin toată modalitatea de conduită a societății estoniene. Pe de o parte. Pe de a doua parte, această memorie istorică sau păstrarea memoriei istorice în Estonia nu este ceva ce se întâmplă doar în zilele atunci când comemorăm victimele regimului comunist sau stalinism sau victime deportărilor. Este, de fapt, ceva ce are loc practic în fiecare zi. În al treilea moment, sau din altă perspectivă, există foarte multe modalități ca cetățenii din Estonia, elevii în școli, elevii în universități, să aibă posibilitatea să meargă la diverse muzee sau la diverse memoriale. Am citit că muzeul Vabamu, care vă găzduiește, a fost fondat din inițiativa privată a unei emigrante estoniene în SUA. Știu că în țările baltice sunt mai multe astfel de inițiative particulare. Ele ajută cumva la politica memoriei asumată la nivel de stat? Sunt eforturi conjugate cu instituțiile publice plătite din fonduri publice, fonduri de stat, sau paralel coexistă? Da, există muzee private și veți vedea în micile noastre interviuri pe care le facem aici despre cel puțin două dintre ele, inclusiv muzeul în care ne aflăm noi, dar există și inițiative care sunt finanțate de către stat, de exemplu acest memorial
al victimelor comunismului pe care o să-l vedeți este o inițiativă finanțată și de către stat. Există și fundații specializate și Muzeul Victimelor, Muzeul Internațional al Victimelor Comunismului și Atrocităților, care va fi deschis în 2026, este de fapt o inițiativă mixtă, atât o inițiativă privată, cât și o inițiativă fondată de către stat. Suntem la Memorialul Victimelor Comunismului, regimului comunist din Tallinn, care a fost construit în 2018. Este aici pe malul mării și este dedicat tuturor victimelor regimului comunist în perioada 1940 până la recapătarea independenței Estoniei în 1991. Partea în care suntem chiar în acest moment se numește-l drumul. Este un coridor lung de aproximativ 100 de metri, foarte înalt. Este de culoare neagră. Pe pereții acestui coridor, acestui drum, sunt inscripționate numele a 22.000 de oameni. De fapt, sunt acele persoane care nu s-au întors niciodată în Estonia. A doua parte a memorialului este această grădină din mieri, iar acolo pe acel perete negru o să vedeți o stupină de albini, pentru că din cuvintele unui poem estonian de Liv, o grădină de mieri cu albini, de fapt, simbolizează casa, pacea de acasă, unde sunt cei dragi ție. Pe teritoriul memorialului sunt instalate și două panouri de acestea interactive. De fapt, este parte integrantă a memorialului. Te poți apropia și în trei limbi, în estoniană, în engleză și rusă, poți găsi fiecare persoană care a fost inscripționată pe acel zid al memoriei. Această listă este permanent adaptat la noile nume, dar ulterior vor fi inscripționate pe peretele intern. A treia parte din memorial arată care sunt regiunile din Uniunea Sovietică, unde au fost deportați estonienii, de exemplu este Tomsk, Tiumen, Sverdlovsk și localitățile propriu-zise. Aici, pe acest perete extern acelui drum, sunt cifre statistice, atrocitățile regimului comunist, regimului sovietic în perioada de ocupație. This museum was built 20 years ago, approximately. And it was built by the wonderful lady Olga Kistler-Ritso. She was a foreign Estonian, and so when Estonia got free again, she decided that she would build a museum so that people would know what happened and they could learn from it. These memories, this history is part of Estonian families. Every family have their own story, how their relatives were sent to Siberia against their will. And a lot of young people don't understand it. It is so much different from the experiences they are experiencing on a daily basis. And here we are actually talking the same story about how people survived and what kind of crimes against the humanity took place during the Second World War time. This exhibition was opened 3 years ago after the renovation of this Maarjamäe castle complex. And the story actually begins obviously in the 90s when they started to clean the Estonian memory, and the first monuments that were taken down, we didn't know in Estonia where to put them, so Estonian History Museum, which is collecting also political history, they started bringing the monuments here, and we were very happy to take them. We liked the Soviet times or not, it's still part of our history, and we don't want to delete it or cancel it, as you say these days. That's why we have them. And another layer is that most of the monuments are made by Estonian famous artists. Яра тільце 40-го года, 3 августа. Я помню очень хорошо войну. Мой дом жили раньше немецкий офицер, потом жили наш дом русские. Я хотел, что молодые люди знали нашу историю. Когда наши школьники освободили войну, когда они воевали за свободную Эстонию. Это важно, если мы победили освободить войну, тогда эстонского народа не было.
Это один веста. Я не должен знать школьники, когда все 14-15-летние парни пошли воевать со свободной Эстонией. Они должны знать, что такое советский режим, как те люди жили. Это мне с Ограда пришли Петербурга. Палец Сталина. Русский генерал, немецкий генерал. Польша. Планирует Польша, да. Да. Этот бандит 37-38 года. Сколько людей надо таскать в Сибирь? В списке, да? Да. Немцы. Это поляки и так далее. Despre moldoveni, cumva se spune deseori că sunt prea nostalgici după timpuri de mult apuse. Puteți face o paralelă? Care este starea de spirit a poporului eston obișnuit, a oamenilor pe care îi întâlniți zi de zi? Sunt și acolo nostalgici după vremurile de cândva? Da, desigur, există o categorie din cetățeni aici. Nu uitați că în Estonia sunt cam 24% din cetățeni de etnie rusă, mai mult decât atât sunt chiar câteva regiuni în Estonia care sunt populate majoritar de etnie rusă. Da, în acele regiuni ne mai putem întâlni cu situații în care unii oameni spun că da, timpurile sovietice au fost bune, cumva au fost prospere, dar per ansamblu societatea estoniană de fapt înțelege foarte bine care au fost acele atrocități care au avut loc în timpul ocupației sovietice. În școli, în instituții se vorbește des despre acest lucru și probabil că aceasta lipsește și Republicii Moldova. Ca să discutăm cât mai mult despre realitățile acelor timpuri, să înțelegem cât mai bine care de fapt au fost acele lipsuri, dacă doriți, care le-am avut noi în timpul Uniunii Sovietice și care este de fapt diferența dintre un sistem sovietic și sistemul pe care îl avem astăzi. Pentru că spun estonienii, dacă noi uităm lecțiile trecutului, atunci riscăm să repetăm greșelile trecutului. Deseori s-a invocat faptul că modelul polonez de lustrație ar fi unul de succes. Vă invit să urmărim opinia istoricului și jurnalistului de la Varșovia, Lukasz Jasin, de la Institutul Polonez al Memoriei Naționale. И как раз в 90-е годы началась люстрация. Вот про этот процесс. În anii 1990 a început lustrația. Aș vrea să discutăm mai amănunțit despre acest proces. Din câte am citit, în 1996 a fost elaborată o primă variantă a legii și toți cei care aplicau pentru o funcție publică, candidații la funcția de deputat, trebuiau să treacă prin procesul de lustrație, să-și ceară scuze publice, cel puțin cei care au colaborat cu securitatea comunistă. Cum era acest proces? Cum a reacționat societatea poloneză la aceste lucruri? Procese, как его встретило польское общество. Первый закон, о котором вы говорите, он не прошел. Prima lege despre care ați vorbit nu a trecut. Nu a trecut pentru că majoritatea din Parlamentul polonez în 1996 era deținută de comuniști și ei nu puteau să susțină lustrația foștilor colaboratori ai aparatului politic al Partidului Comunist. În 1997, noul guvern al lui Jerzy Buzek a adoptat legile lustrației. Erau legi istorice care au creat Institutul Polonez al Memoriei Naționale. Este institutul la care lucrez eu, unde mă ocup de istorie, de istoria Poloniei comuniste. Toate arhivele, toate documentele care se aflau în Ministerul de Interne și în alte locuri au fost transmise acestui institut. Aceasta a fost prima etapă a lustrației. Noi așa și nu am terminat acest proces, așa cum am făcut prietenii noștri din Germania, de exemplu. Deci, această problemă a existat, noi am deschis aceste dosare și țara nu s-a prăbușit. Problema creiem, i-atcrili, strana ne ruhnulasi. Interviu integral cu Lukasz Jasin îl găsiți pe site-ul nostru moldovaeuropalibera.org. Domnule Cașu, dumneavoastră ați studiat comparativ diferitele modele de lustrație care au fost aplicate în estul Europei. Care credeți că a fost modelul cel mai reușit? Eu predau la universitate, la Facultatea de Istorie, un curs despre poliția politică în secolul 20, Republica Moldova, și evident cum încep de la Ohrancă, așa,
trecând prin siguranța românească interbelică, evident, modelul sovietic, începând chiar din 17, pentru că o parte a teritoriului actual al Republicii Moldova, Transnistria, a făcut parte din, de la început din regimul comunist, din toate etapele acestea de represiune, din războiul civil, țărani, sate înconjurate cu artilerii atacate și așa mai departe. Deci deci avem toată perioada sovietică, da? Și avem și în arhivele din Chișinău dosare care acoperă întreaga perioadă. Primele dosare de la SIS sunt din 1920. Așa? Și avem și arhivele siguranței și, apropo, foarte interesant, arhivele, aici când am vorbit despre dosarele KGB-ului de la Tallinn, așa? Aici trebuia o precizare de făcut. Ceea ce a vrut să spună Melis, pentru că noi am vorbit, ne cunoaștem, suntem foarte buni prieteni, trebuia de făcut o distinție clară, el a făcut-o la început, trebuia repetat mai târziu, distinția dintre dosarele victimilor regimului comunist, pe care și noi le avem și ei le au, cei din Estonia, cei din Letonia și Lituania. Cei ce lipsesc sau puțini există, probabil că ceva există, dar problema este a categoriei referitoare la dosare de urmărire sau dosare ale informatorilor, da? Care ar proba foarte clar că cineva a scris despre o situație, despre un colectiv, despre o persoană și așa mai departe. Lustrația, ca să nu uităm de cei ce a spus colegul din Polonia, modelul polonez nu a fost cel mai reușit. Da? Nu doar cei din zona noastră, dar și din, spunem așa, regiunea mai largă, Europa Centrală Europeană. Deci numai georgienii în spațiul sovietic, dar și polonezii în spațiul central european și alții tind să exagereze modelul lor de dezvoltare, în cazul de față deschiderea arhivilor, lustrația și mai departe. Modelul cel mai reușit, și aici există unanimitate în domeniul pe care îl studiem, deci arhivele politice comuniste, așa, Cehia este modelul de, dacă vreți, tranziție spre democrație, care include și acest element care ține de deschiderea arhivelor și lustrație. Și vreau să spun că la noi nu există foarte clar această distinție între lustrație și decomunizare. Lustrația sună parcă mai radical, dar de fapt decomunizarea este un termen mai radical. De ce? De ce? Pentru că lustrația de regulă privește, dacă ne uităm la cele 14 țări din 22 state postcomuniste din Europa, deci excludem ca o cazul și Asia Centrală, majoritatea au vizat lustrația, deci a țintit doar ofițerii de securitate și colaboratorii securității. Așa? Decomunizarea este un termen mai radical pentru că el include și lustrarea membrilor de partid din eșalonul, spunem așa, național, republican, așa? Până la nomenclatura de nivel raional. Așa? Deci decomunizarea este un termen mai radical decât lustrația. Și din acest punct de vedere, Cehia este unul din puținele state de rând cu Germania de Est, care a mers pe această linie, lustrația egal cu decomunizarea. Și iată, la distanță de ani, astăzi puteți afirma că acest model în Cehia este viabil? Eu, dacă sincer, eu am fost șocat când am auzit că un partid cu un lider care s-a demonstrat că este implicat în scandalul de corupție, asta era câțiva ani în urmă, când încă Plahotniuc era la noi, da? Are șansă să câștige majoritatea locurilor în Parlament și respectiv să devină premier. Am fost șocat de această posibilitate, ca și cehii, cu care comunicam prin Platforma Europeană a Conștiinței și Memoriei. Până la urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci modelul ceh este cel mai radical. Este un model care merită să-l analizăm și dacă este posibil să învățăm anumite lecții. În același timp, faptul că premierul Babici, un informator dovedit al poliției politice ceoslovace, a devenit premier, nu era legat de, eu credeam că este vorba de opinia publică și așa mai departe, de anumite, dacă vreți,
de anumite ocoliri a legii. Chiar legea conține ideea că dacă un fost informator sau ofițer al poliției politice din Cehoslovacia candidează la funcția supremă în stat de președinte sau premier, deci în cazul de față are prioritate legitimitatea politică, da, democratică. Deci dacă publicul, cu alte cuvinte, este tentat să-l ierte pe persoana XY privitor la trecutul lui în perioada comunistă, atunci dispare și nevoia de a exclude această persoană de la jocul democratic. Publicul sau cetățenii mai activi sau mai pasivi, revenim un pic mai târziu. Acum, înainte de a da legătura doamnei Pora și de a continua discuția pe partea de semi-lustrație, am putea spune ce s-a întâmplat în România, eu vreau să vă întreb despre cum vedeți dumneavoastră această lustrație sau semi-lustrație din România. Nu a fost adoptată o lege a lustrației, totuși anumite personaje au trecut prin acest purgatoriu și cel mai recent este ex-președintele Traian Băsescu, sau să ne aducem aminte de deputata liberală Mona Muscă. Iată că unul a ales să se retragă pentru că trecutul probabil că e jenant, iar altul este în funcție. Și, de fapt, cazurile celor care continuă să fie în funcție sunt mult mai multe. România a mers pe un model, dacă vreți, este o categorisire a acestor țări, 14 care au aplicat legea lustrației într-o formă sau alta. România se află din 6 categorii, așa, se află pe locul 4, dacă nu mă înșel. Deci aproape la coada clasamentului, mă rog, dacă nu socotim cu Moldova, Rusia, Belarus și alte țări, în general, n-au discutat niciodată foarte clar. E foarte interesant că, ca să spun acum, că la sfârșit poate o să uităm, și Croația și Slovenia, deci foarte interesant dacă punem întrebarea în ce măsură este o relație între lustrație de comunizare și șansele accederii în Uniunea Europeană, se pare că nu este o legătură foarte directă. Slovenia și Croația o arată în mod foarte clar. România a mers după modelul într-adevăr foarte târziu, 99, dar nu chiar foarte târziu, pentru că Polonia a început în 97 același proces, să nu uităm. Da? Un an mai devreme, Lituania, 98, care este un caz relativ de succes, aproape ca cel din Estonia. Însă, dacă vorbim de modelul baltic, ne-am oprit aici foarte scurt, vreau să spun următorul lucru. În cazul baltic, deci dacă în cazul românesc a fost și o lipsă de voință politică, în Moldova cu atât mai mult, în cazul baltic a fost un exces, dacă vreți, de voință politică, dar lipsa arhivilor propriu-zise, înțelegeți? Și atunci s-a mers pe acest paradox, adică cel puțin recunoașteți voi pe conștiința voastră proprie că ați colaborat, înțelegeți? Și aici ne apropiem de alt model foarte interesant și care asupra căruia, deci cred că este modelul cel mai bun cunoscut ca modelul sud-african. Pentru că și acolo a fost o comisie, Truth Commission, a fost și acolo o comisie în toate țările, și în Spania și mai departe, toate țările care au trecut de la dictatură la, în cazul sud-african, de la apartheid, de la un regim democratic inclusiv, toate au trecut prin această, dacă vreți, perioadă de tranziție, transitional justice, spune, da? Prin care s-a încercat eliminarea persoanelor chei din fostul regim, așa încât tranziția la democrație să fie cât mai scurtă, cât mai reușită, așa, și instituțiile democratice să fie cât mai consolidate. Așa. Deci avem această formulă. Modelul românesc este repetat de bulgari. Bulgarii stau la multe în spatele României și în acest caz se confirmă. Abia în 2006 și bulgarii au adoptat o lege similară cu cea a României, deci acolo nu se vorbea, deci cazul bulgar-românesc, nu se vorbește despre lustrație propriu-zise, dar se vorbește despre deschiderea arhivilor securității a poliției politice comuniste, care deja, cum se spune, prin dezvăluirea informației, deci cumva, deci prin anumită, dacă vreți, voință politică a unui guvern sau altul, se poate merge la a doua etapă, acea a verificării
funcționarilor sau celor care pretind candidații la funcțiile supreme în stat. Doamna Pora, cum ajung astăzi anumite personaje să fie verificate de CNSAS? Există inițiativă dinspre societatea civilă, presă? Puteți să ne povestiți dumneavoastră care este procedura? Desigur, aș vrea mai înainte să fac o remarcă. Sigur că în România nu putem vorbi nici de lustrație, nici de decomunizare. Adică nu trebuie făcută o confuzie între accesul la propriul dosar și deschiderea arhivelor securității cu lustrația. Sigur că, așa cum spuneați noastră mai devreme, și în România au fost oameni în urma unor scandaluri publice câțiva ani în trecut, adică nu sunt cazuri recente, care s-au retras de fapt de bună voie din viața politică, nu pentru că legea le-ar fi impus-o. Lustrația în România prevedea, dacă vă aduceți aminte, pornind de la punctul 8 al proclamației de la Timișoara, interzicerea accesului în funcțiile publice, atât a fostei nomenclaturi, cât și a foștilor lucrători și colaboratori ai securității. Deci era de fapt o decomunizare, lucru care nu s-a întâmplat sub nicio formă în România. Deci cazurile de oameni care s-au retras, au fost obligați să se retragă dintr-o funcție, sunt infime. Mai mult, chiar dacă o persoană care candidează la o funcție publică, fie pentru Parlament, fie pentru alegerile locale și așa mai departe, este dovedită că a colaborat cu securitatea, ba mai rău, că a fost ofițer de securitate, nimic nu interzice să candideze. Nimic nu interzice populației care poate nu e suficient de bine informată și nu află la timp să aleagă acea persoană. Deci problema este, să zic, pe trei sferturi nerezolvată. Și repet, singurele categorii care sunt obligate pe cale administrativă să părăsească o funcție, dacă sunt dovedite colaboratoare ale securității, sunt funcționarii publici și magistrații. Dar și aici procedura este foarte greoaie. La 30 de ani de la Revoluție, credeți că lustrația mai este oportună în România? Și tot dacă nu s-a realizat această inițiativă de lustrație, văd că ea revine cumva periodic în actualitate. Chiar zilele astea, politicieni de la putere și politicieni din opoziție se acuză că ar fi urmașii securiștilor, unii mai aproape sau alții mai departe. Și mai nou, unii spun că vor să elimine din tot ce înseamnă funcționari publici, aparatul ăsta birocratic, nu doar cei care au colaborat cu securitatea, dar chiar și pe fiilor. Ce credeți despre aceste inițiative? Sigur că sunt momente și cazuri care atrag atenția opiniei publice. Ele sunt cazuri de fie de politicieni, fie de, eu știu, demnitare ai statului. Se produce așa un scandal care durează ca orice minune 3 zile, dar după aceea interesul scade. Și acest interes scăzut, pe care, sigur, politicienii din când în când vor să mai aprindă puțin vâlvătaia, este foarte limpede dacă ne uităm la un lucru. Listele cu ofițerii securității, cu colaboratorii securității, ele toate sunt publice. Credeți că interesează pe cineva? Adică spuneați ceva mai devreme și mă întrebați de diverse inițiative. Da, acum câteva săptămâni a trecut a fost o inițiativă să se facă un așa numit registru al securiștilor.
Da, onorabil, ce să zic, la 30 de ani de la Revoluție, dar registrul ăsta există deja. Odată pe de o parte site-ul CNSAS-ului, unde toți acești securiști sunt înșirați acolo, deci cine vrea să se uite îi găsește. Și în al doilea rând, sigur că s-a vorbit foarte bine aici despre lipsa de interes și această întrebare esențială, în ce măsură mai este posibilă și ar ajuta o lustrație. Iar răspunsul este foarte complicat, pentru că deja răul s-a produs în societate. Adică cei care ar fi trebuit lustrați în primii ani de după Revoluție, adică nomenclaturiștii, securiștii, așa cu un termen generic, acel moment s-a pierdut, ei deja sunt în societate, au produs rău și au luat putere politică, financiară, mediatică și acum, ca să zic, este puțin cam târziu. Dar poate unul dintre motivele pentru care interesul, cum spuneam, e din ce în ce mai mic pentru acest subiect este faptul că nu se studiază în școală. Deci statul român nu a avut interesul și, să zic, conștiința de a face din studiul comunismului și din, să zic, studierea ororilor pe care le-au făcut partidul și brațul său în arma securitatea, n-au făcut o chestie de proiect de țară, adică să fie de la bun început în programe, să se studieze. Adică în România se învață mai mult despre Mihai Viteazu decât despre Ceaușescu. Știm mai multe, ajung copiii să știe mai multe despre războiul de 100 de ani decât despre Revoluția Română. Și asta e realitatea. Și atunci sigur că pe măsură ce generațiile se schimbă, scade și interesul. Aș vrea să trecem din nou la Tallinn și să adresez următoarea întrebare. Domnule Sauiac, eu aș vrea să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere, iată, la 30 de ani, pentru că ne referim cumva la cazul Republicii Moldova, se poate spune că lustrația este necesară în țări foste comuniste, mai ales că Moldova și Estonia au pornit de la același start, ca să spunem așa. Din punctul meu de vedere, aș zic că asta este viziunea mea personală, eu cred că este un lucru, lustrația este un lucru absolut necesar și sper foarte mult să există un careva motiv pentru astfel de lustrație și un motiv este voința politică de a derula acest proces al lustrației. Și aici nu este vorba doar despre lustrație, cum a fost menționat puțin mai devreme de Igor Cașu. Este foarte important să vorbim despre procesul de decomunizare sau de sovietizare în întregime și pentru a merge mai profund cu niște pași foarte puternici în acest domeniu. Și un element foarte important aici sunt foștii conducători și, de asemenea, foștii conducători și șefi de la Poliția Secretă, colaboratorii și informatorii din aceste servicii. Dar iarăși, foarte mult, problema aceasta este foarte complexă, deoarece deschiderea acestor arhive este doar o parte a problemei, deoarece este foarte important să ne aducem aminte de istorie, să ținem minte, să o păstrăm în memoria noastră, este foarte important să ducem la justiție făptuitorii și cei care au săvârșit anumite crime împotriva națiunii. Iată, ăștia trebuie să fie duși în justiție. Este o problemă foarte complexă, cu foarte multe aspecte. Și la fel, anterior m-am mult a vorbit despre arhive și deschiderea acestei informații. Dar dacă avem o abordare mai complexă, atunci va trebui să discutăm și să abordăm și celelalte probleme care țin de perioada sovietică. Deci dacă să vorbesc despre țările care aparțineau Uniunii Sovietice în trecut,
Cu adevărat, aceste țări au foarte multe aspecte similare și probabil se deosebesc de țările din Europa de Est care reprezintă blocului sovietic și nu Uniunii Sovietice. Dar ceea ce la fel putem să evidențiem anumite diferențe față de țările care erau în blocul sovietic. Pentru că proiectul Europei Libere, Antinostalgia, privind spre viitor, se adresează în special tinerilor, eu vreau să vă întreb cum reușiți să îi interesați pe tinerii din Estonia că lustrația, crimele comunismului sunt subiecte de actualitate. Cum discutați, cum îi reușiți să-i convingeți că trebuie discutate de a fi rapăr și trebuie asumată această parte a istoriei? Eu aș spune că în Estonia este destul de popular acest subiect, istoria sovietică și lustrația în acest context. Societatea în întregime, statul, de fapt, trebuie să încurajeze, să susțină această memorie istorică prin a duce de fiecare dată în vizor acest subiect într-un mod mai special. Și nu este o abordare corectă să se pună speranțele doar în unele inițiative private sau în unele interese ocazionale ale cercetătorilor, studenților la anumite facultăți. Pentru a avea mereu interesul activ la nivelul populației generale, acest interes trebuie să fie menținut într-un mod activ și poate cea mai bună posibilitatea în acest sens este de a nu pune sub control concluziile cercetătorilor al activităților de cercetare, dar de a oferi o oportunitate, a oferi tot suportul, inclusiv și suportul material pentru eforturile cercetătorilor, astfel încât acest subiect să fie popularizat, să nu fie dat uitării sau lipsei de interes. Iată, de exemplu, în instituția pe care o reprezint, Institutul Estoniei al Memoriei Istorice, avem câteva burse acordate pentru diverse proiecte, inițiative prin care se încurajează cercetarea în acest domeniu printre studenți. Chiar printre cei din colegiu, este de fapt un proces continuu care nu se poate opri. Acest proces trebuie să fie mereu viu. Viu cum? Prin cercetare. Astfel se va menține și interesul în societate. Da, felul în care se predă la școală capitolul comunismului în Estonia este, din punctul dumneavoastră de vedere, suficient? Iată, doamna Pora spunea că în România aici cumva statul a ieșuat. Eu aș spune că întotdeauna nu este ceea ce se face suficient în măsură deplină. Mai ales noi, cei care cercetăm aceste aspecte, mereu suntem de această părere. Și eu consider că, probabil în combinație cu alte metode de a aduce istoria, adevărul istoric în vizor, prin intermediul muzeelor, prin intermediul memorialelor, am putea păstra la nivelul adecvat acest subiect, astfel încât să nu rămână persoane care nu cunosc cel puțin ceva despre acest aspect al trecutului, inclusiv pentru ca studenții care vor avea un interes mai aprofundat în acest subiect să aibă surse pentru a realiza o cercetare de calitate la această tematică. Colegii mei, Ivan Sviatchenko și Iulia Mihailova, au pregătit un material despre Rusia și securiștii ajunși la vârful puterii. Este o altă abordare decât în țările din fostul lagăr socialist. Vă propunem un rezumat al acestui interviu cu apărătorul pentru drepturile omului Lev Ponomarev, care a fost declarat de două ori agent străin de către autoritățile de la Moscova, odată în nume propriu, și a doua oară cu organizația pe care a condus-o până nu demult. Există opinia că Rusia a ajuns în starea actuală, anume pentru că acolo nu s-a făcut lustrația. Ce părere aveți? Ar fi fost nevoie de lustrație și dacă da, sub ce formă? Vedeți, în ce-mi dă? Pod lustrație часто понимают
Prin lustrație adesea se înțelege procesul care exclude revenirea la putere în noul stat a oamenilor care s-au compromis prin încălcarea legilor, a drepturilor omului sau chiar prin comiterea unor crime. În general, lustrația este necesară, dar mai este un aspect. Nouă ni se reproșează că am venit la putere la începutul anilor 90, eu eram atunci deputat și unul dintre conducătorii mișcării politice Rusia Democratică, care l-a susținut pe Yeltsin. Dar am avut noi oare puterea necesară? Este o chestiune pe care puțină lume o înțelege. De facto, Revoluția Democratică s-a produs în virtutea presiunii maselor populare și în virtutea unui sentiment în societate că nu se mai poate trăi așa. Însă în fruntea acestei, să-i spun așa, găști democratice, erau foarte puțini oameni care erau, la fel ca mine, anticomuniști din clasa a 10-a. Acolo erau în mare parte foști comuniști și comuniștii nu sunt în stare să aplice legea lustrației împotriva lor înșiși. Plus că am fi avut foarte puțin timp pentru a face lustrația. Această prăbușire, această incertitudine economică care s-a produs la începutul anilor 1990 ne-a dus într-o stare în care aveam alte priorități urgente în afara lustrației. Evident că ar fi fost bine să facem lustrația măcar în rândul colaboratorilor KGB-ului care s-au compromis și prin implicarea în puci și prin urmărirea dizidenților în perioada sovietică. Poate că acum, privind în spate și cred că recunosc pentru prima dată acest lucru, poate că am ratat acel moment. Anume acest lucru s-ar fi putut face, să facem lustrația în rândul colaboratorilor KGB-ului și să le interzicem să acceadă pentru un anumit timp în funcții în puterea executivă. Poate că o astfel decizie am fi avut puterea să o trecem, dar am pierdut foarte repede contactul cu Yeltsin în urma războiului din Cecenia, în care el s-a implicat. Este greu acum de spus ceva concret. Este pentru prima dată acum în acest interviu când recunosc că poate acest lucru se putea face, dar nu am făcut-o. Regret, trebuie să recunosc. Я признаюсь в том, что может быть это и можно было сделать, но мы этого не сделали. Каюсь, скажем так. În Moldova, dar cred că nu numai, cred că și în Rusia se observă fenomenul nostalgiei după perioada sovietică a oamenilor care nici nu au văzut Uniunea Sovietică, a tinerilor de 20 de ani. De unde vine acest fenomen? Este rezultatul propagandei sau ce fel de mecanism este acesta? Ce este mecanism такой? Sunt mituri, mitologizarea vremurilor sovietice care există în familiile lor, în familiile acestor tineri, pentru că acea revoluție de la începutul anilor 1990 a dus la sărăcirea a milioane de familii în Uniunea Sovietică, inclusiv în Moldova și în alte republici. Într-un stat totalitar sunt mai puține probleme, sunt mai puține libertăți și mai puține probleme. Iată de ce apar miturile. Democrație presupune libertatea omului și nu fiecare este gata să trăiască liber, să facă propriile alegeri. Dar este absolut evident că la fiecare generație de tineri sunt tot mai mulți oameni care au simțit ce înseamnă libertățile personale, au posibilitatea să compare viața lor cu viața în țările democratice. Cel puțin eu văd cum în Rusia tinerii, tot mai mulți oameni, aleg libertatea, iar oameni care reacționează la aceste mituri sunt din ce în ce mai puțini. Все меньше и меньше. Domnule Cașu, dacă ne uităm la istoria recentă a Republicii Moldova, vom găsi mai multe metamorfoze greu de înțeles și de explicat pentru străini. Iată, de exemplu, primii trei președinți ai Republicii Moldova au reprezentat, putem spune, nomenclaturiști de la vârful. Ajungem și la al patrulea. Primii trei au reprezentat vârful nomenclaturii comuniste. Avem un al patrulea președinte, Nicolae Timofti, care, fiind judecător, a condamnat la internare forțată într-un spital de psihiatrie o persoană pentru că... Gheorghe David. Exact, pentru, citesc, 86. Propaganda antisovietică și discreditarea politicii leniniste. 86, cum spuneați dumneavoastră, legea privind reabilitarea victimelor regimului comunist din 1992, la care dumneavoastră ați făcut referire, prevede anume răspundere penală pentru cei care s-au făcut vinovați pentru anumite condamnări discutabile azi sau chiar... Procuratura poate să spună că da, a fost o ilegalitate. Pe de altă parte, astfel de dosare nu ajung
să fie examinate în justiție. Și mai este un aspect. De ce credeți că societatea sau cetățenii sunt atât de dezinteresați de acest capitol? Nu-și pun probleme? Cine ajunge la putere? Bine, aici haideți foarte scurt totuși să încercăm să încadrăm situația moldovenească în cadrul acesta european. Și imediat revin la Moldova. Este cumva un model mai aproape de Rusia lui Putin sau de altele? Vă spun telegrafic. Unu, cel mai reușit model de democratizare care a inclus lustrația ca element de bază este Cehia și Germania de Est. Da? Germania RDG-ul. Așa? Și aici trebuie de spus că modelul ceh a fost criticat, inclusiv de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pentru că s-a extins de la 5 ani la 10 și apoi a fost declarat nelimitat în 2000. Deci legea se aplică nelimitat. Ceea ce a fost criticat și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Comisia de la Veneția. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Moldova nu este într-o situație unicală, ca să înțelegem subiectul. În Germania, modelul german a fost cel mai reușit pentru că a luat în vedere descentralizarea acestui sistem, da, de lustrație. Fiecare instituție își făcea comisia de lustrație și nu era, de exemplu, ca în cazul ceh, care este cel mai reușit pentru că a privit lustrația, deci 453.000 de persoane au trecut, de aceea spuneam că a fost mai radical. Așa? În Polonia doar 20.000 de persoane au trecut procesul de lustrație, deci lucrurile sunt foarte clare. Așa? Dar ce este interesant este că modelul ceh, care a fost adoptat, apropo, recent de ucraineni în 2014, a fost criticat iarăși de Uniunea Europeană, de instituțiile de drept ale Uniunii Europene, așa? Consiliul Europei și așa mai departe, pentru că are această tentă centralizatoare, în sensul în care o persoană din anumite categorii, dacă intră în categoria cu tare, deja automat este lustrabilă, așa? Deci nu se ia în calcul fiecare caz în particular, așa cum oferă posibilitatea cazul german, modelul german de lustrație. 2. Avem o situație interesantă cu Albania. Albania este printre primele țări care adoptă straniu, dacă noi avem o imagine foarte nepozitivă, să spunem așa, de Albania. Așa? Albania adoptă împreună cu Estonia o lege de lustrații care are și componenta de comunizare, deci care privește și membrii partid, nu doar ofițerii de securitate. Așa? Și unii se află astăzi Albania. Deci nu neapărat, apar alte probleme. Da, apare oligarh. Deci Albania este împreună cu noi, este liderul în ceea ce privește nivelul de corupție în Europa. Așa? Deci nu neapărat lustrația de comunizare are o legătură directă cu procesul de democratizare, cu șansele intrării Uniunii Europene. 3. Avem situații în care legea lustrației privește nu doar perioada comunistă. În majoritatea cazurilor, da, dar în cazurile baltice cuprinde și perioada nazistă. Deci perioada a celor de-a doua război mondial, da? Cele două regimuri. Întâmplător, la dânsi și instituțiile de cercetare și muzeile se numesc muzeile ocupațiilor. Da? Cele două, nazist și sovietică. Și în cazul ucrainean, cel mai interesant este că cuprinde, de fapt, ținta lustrației a legii din 2014, se referă la perioada lui Ianucovici, 2010-2014. Deci lustrarea, ceea ce, dacă vreți, cumva aduce aminte de discursul unor partide politici din Republica Moldova actual, că este nevoie de lustrarea, de curățirea Parlamentului, că asta înseamnă lustrarea, da? Și a clasei politici și a sistemului judiciar și așa mai departe. Dar fiți de acord că se creează o confuzie în mintea cetățeanului și atunci uită toată lumea despre ce s-a întâmplat în perioada comunistă și se focusează, de exemplu, în Ucraina, ați spus, pe perioada Ianucovici, iar ceea ce propun socialiștii acum este perioada Plahotniuc. Deci e o inducere în eroare, până la urmă, ceea ce se dorește. Vedeți, aici fiecare parlament, fiecare, cum a spus și odată Ștefan Zeletin, da? Deci Constituția unui stat exprimă consensul
politic la nivelul actual, la momentul când se adoptă această Constituție. Același lucru se referă și la legi. Deci în Parlamentul la Ucraina, din Ucraina a existat acest consens și această, dacă vreți, prioritate, așa, după 2014, să nu uităm ce s-a întâmplat în Euromaidanul, așa, și a fost aceasta. Nu înseamnă că în cazul lor nu țintește această lege a lustrației și perioada comunistă. Dar este mai greu să se ocupe de perioada comunistă, deși este un paradox, acolo arhivele sunt deschise, cele mai deschise arhive din fostul spațiu sovietic, așa, mai deschise decât și cele din țările baltice. Și inclusiv se referă și la informatori, și la dosare de urmărire penală și așa mai departe, la care am avut acces, nu spun din auzit, spun din experiența mea, am fost deja de câteva ori acolo. Deci este această problemă. Acum, ca să înțelegem situația de la noi. La noi era necesar și în toate țările europene, asta a arătat o experiență, lustrația a reușit în țările care au adoptat imediat după căderea comunismului aceste legi. Este vorba de Cehia și Germania de Est. Așa? Și foarte interesant că noi, de exemplu, spunem de Václav Havel, de Adam Michnik, da, doi disidenți de marc din Europa, așa, din spațiul postcomunist, așa? Unul ceh și altul polonez. Dar uităm să spunem că, de fapt, ei au fost împotriva lustrației sau au fost pentru limitarea termenului de lustrație pentru 5-7 ani. De exemplu, în 96, când după legea din 91, legea lustrației în Cehia trebuia să expire, Parlamentul a votat pentru prelungirea ei, Václav Havel a pus veto. Adam Michnik până astăzi spune că nu este nevoie de lustrație pentru că este prea târziu și, în al doilea rând, este folosit ca o armă politică de către partidele de dreapta, așa cum este vorba de partidul actual din Polonia și așa mai departe. Deci aici trebuie să vedem unde ne aflăm per total. Și eu cred că la noi în principiu n-am avut voința politică de deschidere a arhivelor, dar în același timp eu cred că nici nu există dosare suficiente de informare, deci a informatorilor, a turnătorilor pentru a face o lustrație cel puțin ca în țările baltice. Și ultimul lucru care vreau să-l spun este că indiferent, deci lustrația nu înseamnă doar limitarea accesului unor persoane implicate în crimele regimului comunist la funcții de conducere, așa, fie că e vorba de guvern, instituții de stat, justiție și așa mai departe. Este și o componentă, sau în primul rând este o componentă, dacă vreți, morală, etică. Așa? Pentru că unele țări, de exemplu, au condamnat și persoane care au decedat deja. Și asta este foarte important, pentru că în Rusia asistăm la un proces paralel de reabilitare a călăilor, inclusiv rudele lui Nicolae Iejov, cel care a condus Marea Teroare, cu Stalin, evident, a fost mâna dreaptă a lui Stalin în Marea Teroare, 37-38, când au fost executați numai puțin de 700.000 de persoane. Executați, nu arestați, 700.000 de persoane, inclusiv în zona transnistreană, 10.000 de persoane, despre care a scris Mihai Tașcă, de exemplu, o carte excepțională de documente care privește operațiunea română. Deci este important să avem în vedere acest lucru, să continuăm acest efort, pentru că el este foarte important din punct de vedere moral și etic. Pentru că deja dumneavoastră ați făcut concluziile, eu o să rog pe ceilalți invitați la fel să facă concluziile de rigoare. Doamna Pora, dumneavoastră, ce ați recomanda Republicii Moldova? Ce ar urma să facă cu aceste schelete din dulap? Să le adune într-o singură arhivă, care să fie deschisă complet publicului și cercetătorilor. Și sigur, eu nu pot să fac recomandări. Modelul României nu este chiar unul de urmat, așa cum s-a arătat și aici. Mai degrabă sunt alte modele, dar
Cred că, și am să repet acest lucru, foarte important pentru înțelegerea și pentru un pas, ca să spun, pe acest drum moral și etic de care s-a vorbit, este educația. Pentru că altfel putem să ajungem în situația paradoxală a României, care este o țară care a condamnat în mod oficial comunismul ca un regim criminal și ilegitim, lucru care nu a fost urmat de nimic, nici la nivel legislativ, nici la nivel, să spun așa, de justiție, adică să vezi niște condamnări, nici din punct de vedere moral sau al unei asanări a societății. Ba mai rău, asistăm în ultimii ani la o tentativă susținută, aș putea spune, de reabilitare a securiștilor și a conducătorilor securității. Ei au fost niște patrioți care, vezi, Doamne, au muncit în slujba țării și așa mai departe. Iar acest tip de mesaj, dacă nu își găsește un răspuns coerent la, să zic, în nivel de educație, din partea intelectualilor, din partea societății civile, are toate șansele să aibă succes, nefiind contracarat de nimic. Domnule Sauiac, puteți să ne spuneți care ar fi concluziile dumneavoastră? Ce ar trebui să facă Republica Moldova să declanșeze zisa vânătoare de agenți, colaboratori și așa mai departe? Ce ar pierde țara? Ce ar câștiga? Încă o dată vreau să repet că pentru mine este foarte dificil să vin cu anumite recomandări atunci când vorbesc despre situația unei alte națiuni, unui alt stat. Cu adevărat, fiecare stat trebuie să reiasă din acele premize, din acele condiții care există în fiecare țară, ori din punct de vedere istoric și, de asemenea, ce fel de rezultate țara vrea să le atingă spre finalul acestui proces. Dar ceea ce pot să vă spun la acest moment, iar dacă să nu reieșim din aceste condiții, un lucru care este foarte important și nu depinde de condițiile economice sau de alt gen, este dorința, voința politică. Și iată, aceasta de asemenea necesită un compromis să fie atins în societate. Dacă să revenim la perioada sovietică, de exemplu, pentru a ne debarasa de acel trecut și am să revin la istoria Estoniei, desigur că și noi am avut niște lecții foarte dure. Cred că cunoașteți despre cazul lui Herman Simon. Este un caz foarte notoriu, dar în cazul în care societatea nu reușește să rezolve aceste probleme sau le lasă pe seama următoarelor generații, atunci problemele continuă și impactul este se resimte în societate. Și vreau să vă zic, cu cât mai repede o națiune reușește să rezolve un astfel de probleme și de asemenea să fie eliberat de trecutul sovietic, cu atât este mai bine pentru țară. De fapt, cred că asta este recomandarea pe care pot să o fac aici. Tot ca o concluzie, vă vom prezenta un vox populi de pe străzile din Chișinău. Colegul meu, Sergiu Culeac, a întrebat oamenii ce cred despre lustrație și cum se raportează la trecutul comunist. Lustrație este necesară, dar în așa caz noi rămânem fără conducerea statului. Eu încă în 1984 cunoșteam conduce în mea sovietică crimă organizată. Și noi încă n-am ieșit din asta. Noi suntem obișnuiți, cei care conduc țara, credem în ei. Atunci a fost o mentalitate, acum tindem spre democrație. Și nu spre socialism, cineva să aibă și cineva să lucreze pentru că cineva să aibă. În 30 de ani, de ce nu s-a votat, cum credeți, așa o lege? Pur și simplu, probabil la cineva încă nu a ajuns mentalitatea la nivelul
de a adopta o asemenea decizie sau probabil frica, nu știu. Я не нечего скрывать, но всё равно не хотелось бы как будто бы чтобы за мной следили. Но за ними следить надо. Люди занимают одни и те же места, выстраивают какие-то свои схемы, куматрию и начинается вот, ну, все условия для развития коррупции как будто бы. А нам же она не нужна. Чи ж ты без иллюстрации, чи ясно иллюстрации? Ну, комментез. Конозар, ну, комментез. Ого. Ну, что? Nu vreau pe tema asta să discut. Nu, nu e interesant absolut. Я politică не интересую, спасибо. Din păcate, țara a crescut pe astfel de oameni și nu văd în perspectivă o astfel de întâmplare. Ei se tem pentru că noi, poporul, abia așteptăm să fie oarecare schimbare spre bine, o actualizare a sistemului, dar asta e. Ei, aparent, sunt mult mai puternici decât noi, chiar dacă sunt într-un număr mult mai mic. Я думаю, что не нужен. И ничему он не поможет. Все лучше не комментировать буду, чтобы потом меня не видели и не говорили, что я... Eu cred că am avut nevoie. Pentru că cei care au fost plătiți să facă rău, ei trebuie să fie puși la locul lor. Nu trebuie nici ei frică. Tema asta să fie actuală până când oamenii n-ați știi adevărul. Dacă n-ați fi mai buni, nu știți de asta? Nu puteți încă 60 de ani, dacă ați mai ținem, n-ați fi mai buni. N-ai și... Poate ne-ar ajuta o astfel de lege? Legea... Nu, legea se face numai pentru hârtie. La noi legile nu lucrează. Și ce de făcut? Nu trebuie de interzis, trebuie de pus lumea să mâncească. Trebuie să stai de aduș, de pus pități la muncă. A, nu, asta e deja... Asta e deja proșlă. Нужно смириться? Ну, почему? Потому что закон не работает у нас в Молдове, понимаете? И люди боятся говорить правду. Ну, мы турнат, и нам турнат. Vreau să vă spun că nu este justiție la noi. Și dacă nu e justiție, apoi șelante pe te șchiopătează. Ilustrație? Lustrație. Lustrație? Da. Nu, ilustrație. La școală nu știu, se discută despre poliția politică. La școală, nu. Se făceau dosare, oamenii se turnau unui pe alții. Nu. Nu? Nu cunosc. Nu e interesant să știm trecutul ca să putem să ne mișcăm mai departe? Ca să putem să ne mișcăm mai departe, nu este numai decât să cunoaștem trecutul. Suntem la finalul dezbaterii Adevărul meu, Adevărul lor, dosarele KGB și scheletele din dulap. Reamintim că este ultima dezbatere din cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia privind spre viitor. Mulțumim pe această cale Ambasadei Statelor Unite, cu suportul căreia a avut loc această serie de discuții în școlile și liceele din țară până la pandemie, iar după aceea am fost nevoiți să ne migrăm și noi pe online ca toată lumea. Mulțumim pentru participare invitațiilor Andreea Pora de la București, jurnalistă în cadrul biroului din România al Europei Libere, istoricului de la Chișinău Igor Cașu, fostului ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, și cercetătorului de la Institutul Memoriei Istorice din Estonia, Mellis Saujaug. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și până la următoarele întâlniri vă îndemnăm să ne urmăriți pe site-ul moldova.europalibera.org, precum și pe paginile noastre de pe rețelele sociale. Tot acolo vă îndemnăm să ne scrieți ce părere aveți despre lustrație și despre accesul la dosarele rudelor dumneavoastră. Toate bune! După ultima dezbatere din cadrul ciclului Antinostalgia privind spre viitor despre dosarele KGB, simt nevoie să spun câteva cuvinte de bilanț al întregului ciclu care a durat 2 ani de zile. Ce am încercat și cred că am reușit să facem noi este ca să ne dumerim ce n-a fost în regulă în Uniunea Sovietică, ce nu este în regulă cu acest comunism. Și eu de fiecare dată îl citesc pe Matei Vișne, care într-un interviu pentru Europa Liberă
spunea că comunismul arăta foarte bine ca un avion bine vopsit, aerodinamic, numai când nu avea cum să zboare. Ori noi, în ciclul ăsta de dezbateri, dar și în emisiunile noastre, încercăm să-i determinăm pe oameni să gândească critic la ceea ce au moștenit și vor lăsa și ei, la rândul lor, moștenire altora. Și în comunism, în Uniunea Sovietică, pe care eu, bunoară, îl știu foarte bine și noi aici, în Chișinău, îl știm foarte bine, nu era în regulă discrepanța între ceea ce se declara în Constituție, în tot felul de hotărâri și în practicile curente. Când omul era umilit, era transformat într-un șurubaș în mașinăria asta și nu conta în general. Și atunci, pornind de la această percepție, mașina opresivă făcea tot posibilul ca niciun fel de pericol să nu vină de la omul simplu, omul de rând, omul care eventual căuta libertate. Și atunci când libertatea omului, dorințele lui, intrau în contradicție cu interesele acestei mașinării comuniste, acestui avion care nu se putea rupe de la sol, mașina asta opresivă, KGB-ul, partidul, da? Îl trimitea la gulag, de exemplu, la casa de nebuni, îi pecetluia dosarul cu o caracterizare negativă astfel încât să nu mai poată să aibă nicio șansă să facă carieră sau să plece peste hotare. Și noi, în ultima dezbatere, dar în toate dezbaterile, încercăm să povestim prin prisma percepției personale. Pentru că atunci când, de exemplu, în ultima dezbatere, noi vorbeam despre deschiderea dosarelor, contează nu răzbunarea, contează nu atât numele exact torționarilor, cât motivațiile lor, experiențele. Vezi, de exemplu, filmul Leontinei Vatamanu, despre oamenii care abia deșteptau să fie deportați chiaburii astfel încât să le ia farfuriile și perdelele de la fereastră. Ori mulți sunt o sumedenie de lucrări, mulți dintre cei care au trimis în gulag oamenii care puneau în pericol regimul sovietic, le-au ocupat apartamentele, le-au luat soțiile, au nimicit orice urme care au rămas. Și noi, când ne ocupăm de dezghiocarea sau decojirea acestei cepe, cum spunea Günter Grass, noi încercăm să-i trezim pe oameni la realitate, astfel încât în viitor, repet, când o să moștenească actuala generație niște practici, niște experiențe de tranziție, așa zise, să vadă și ei ce a fost în neregulă și mai ales de ce s-a irosit fereastra asta de oportunitate pe care o oferă câteva decenii, când există oameni cărora le mai pasă de acest lucru. Astfel încât atunci când inevitabil se va duce perioada asta, oamenii ăștia, tranziția, câteva decenii de tranziție, se vor duce în istorie, se vor duce în Wikipedia, să nu se transforme doar într-un fapt divers, să nu fie niște elemente antropologice, ca oamenii care le vor analiza să spună, e așa, s-au mâncat unii pe alții. Și mai ales, sub aspect practic, după mine, este foarte important ca cei care astăzi, cu foarte multă ușurință, comit infracțiuni și chiar crime în numele prosperității statului și a securității lui, să se gândească de 7 ori și să aibă minima frică că cineva o să întrebe pentru ceea ce fac ei acum. Și atunci când astăzi, de exemplu, un politician spune, o să vină vreme când o să vă spunem noi, dar până atunci noi decidem care e adevărul, noi decidem
că trebuie să consumați. Noi decidem în ce ordine să muriți. Noi decidem în ce ordine să vă vaccinați. Ei, având dreptul ăsta, să-și asume și responsabilitățile. Or, noi, în general, trăim într-un context istoric și geografic în care consecințele modului ăsta de a aborda omul și relația cu statul se vede. Uitați-vă la Minsk, uitați-vă în Rusia. Da? Și aici, la noi, la Chișinău, există cineva, un boierinaj de ăsta politic care încearcă să-l copieze pe liderul de la Kremlin și vrea să dea senzația că el trage sforile și el decide și el va spune când și cum să trăim. De asta este foarte important să ne uităm la nostalgiile firește ale unor oameni care și-au trăit tinerețele în Uniunea Sovietică și elimină în mod inevitabil lucrurile care, așa cum spunea Matei Vișnic, au adus la imposibilitatea acestui avion de a se rupe de la sol sau și mai și au condus la căderea acestui colos pe picioare de lut. Să vă uitați la ultima dezbatere și eventual să bobinați înapoi toate dezbaterile. Iar atunci când vom scăpa, când avem cum să nu scăpăm de pandemie, vom reveni la discuțiile pe viu și o să mergem în turneele noastre de care ne este tare dor, ne este dor de întâlnirile cu ascultătorii, privitorii noștri. Și între timp, ascultați Radio Europa Liberă, priviți Europa Liberă și acționați așa cum vă spune conștiința. Pentru că viitorul ne aparține și noi trebuie să decidem cum îl vom lăsa pentru moștenitorii noștri. Eu vă spun pe curând și aici e Radio Europa Liberă.